Prezent în studioul Mușel TV, Irinel Bădulescu a vorbit și despre posibilitatea de a deveni antrenor al secției de box de la CS Mușcel Câmpul Lung, pentru a pune umărul la redresarea acesteia, care în ultimii ani a avut o singură direcție, în jos. Acum, la rugămințile unor maestri ai mei, am plecat să fac școala de antrenor de box, în urmă cu 2 ani jumate, pentru că am, de ce 2 ani jumate, că nu m-am dus pe anul trecut în octombrie și le-a dat examenele, le-am dat acum februarie. Da, sacrificii au fost mai mari, că de-aia zic de sacrificii. Fără sacrificii nu faci treabă. A trebuit să-mi fac locul de muncă, antrenamente, școală, familie, toate problemele astea, adică trebuie să ți le pui frumos cap la cap și o să pot rezolva. Deci, concluzionând, sunt șanse să ajungi la box? Nu știu, poate sunt de la sunt șanse mari, doar să fie înțelegere și să mă accepte. Dar cum va fi? Pentru o să că intru tu voluntar. Ești totuși angajat. Asta e, voluntar. Deja am fost în ședință, am vorbit cu domnul director, urmând să mai am niște muncă de lămurire cu maestru Petrescu de la box, pentru că o să lucrez sub aripa dânsului, eu vin ca voluntar și sunt sigur că noi avem sportivi boxiori, încă există în Câmpul Lung și acești copii o să facă treabă și în box.